Suporterii echipei slătinene de handbal, care au avut abonamente în sezonul trecut și le pot reînnoi. Ei mai pot face acest lucru și mâine între orele 8 și 16 la sediul clubului CSM Slatina din incinta complexului 1 mai. Prețul abonamentului pentru sezonul viitor este de 100 de lei. Pentru prelungirea abonamentului, fanii echipei de handbal trebuie să prezinte cartea de identitate. Fiecare persoană poate achiziționa cel mult 2 abonamente. Locurile rămase libere vor fi scoase la vânzare. Oficialii clubului CSM Slatina, care administrează plaja Olt, au luat decizia de a o ține închisă pe parcursul acestei zile. Administratorii susțin că au avut nevoie de timp pentru a repara distrugerile provocate de vijelia din noaptea de duminică spre luni. Autoritățile au anunțat că plaja se va deschide mâine, iar dacă vremea va permite, iubitorii de apă și soare pot reveni pentru a se bronza. Fiscul Oltean încearcă să vândă mai multe mașini la licitație. În ciuda prețurilor care au fost scăzute după fiecare licitație, valorificarea bunurilor confiscate de la proprietarii cu datorii la buget nu a fost posibilă. Printre mașinile scoase la vânzare, reprezentanții fiscului Oltean încearcă să valorifice 2 Dacia Logan din 2009, ambele pe benzină, prețul de plecare fiind de 7.000 de lei pentru fiecare. Nu s-a reușit, în ciuda insistențelor, nici valorificarea autoturismului Renault Kangoo pe motorină, care are 200.000 de kilometri, pentru care se cere 2.550 de lei. Angajatorii din țările membre ale Uniunii Europene pun la dispoziția oltenilor interesați de un loc de muncă în afara țării peste 300 de joburi, totul prin intermediul EURES. Cele mai multe joburi libere se găsesc în Olanda, unde angajatorii au nevoie de procesatori de bulb de flori și de muncitori necalificați în grădinărit și în horticultură, de culegători de căpșuni, de muncitori în serele cu tomate și flori. În Germania este nevoie de tehnicieni electricieni sau electroniști, în Norvegia de vopsitori și mecanici auto, iar în Spania de tehnicieni mecanici și electrici pentru întreținerea echipamentelor. Sute de olteni, printre care și foarte mulți copii, au ajuns la spital în ultima perioadă după ce au fost înțepați de insecte. Cei mai mulți au suferit reacții alergice severe de la înțepăturile de țânțari, dar au fost și cazuri de copii aproape de șoc anafilactic după ce au fost atacați de viespi. Medicii spun că în astfel de situații este obligatorie prezentarea la spital. Specialiștii pun starea de iritare a insectelor pe vremea extrem de oscilantă din ultimile zile.